Hei, salut! Nu am mai postat de mult timp un episod de genul, așa că astăzi m-am gândit să o fac. O să vă spun 10 lucruri pe care probabil nu le știați despre Eden Hazard. Eden Hazard are 3 frați mai tineri ca el, care de asemenea sunt fotbaliști profesioniști. Unul dintre ei este Thorgan Hazard, jucător la Borussia Mönchengladbach. Ambii părinții ai lui au jucat fotbal profesionist în Belgia. Mama lui a încetat să mai joace fotbal când a rămas însărcinată cu Eden. Eden Hazard s-a căsătorit cu iubita lui pe care o cunoștea din copilărie, de la vârsta de 14 ani. Aceștia au în momentul de față 2 copii, Yanis și Leo. Eden a marcat primul său hat-trick în Premier League împotriva lui Newcastle la vârsta de 23 de ani. Coincidența face ca și Cristiano Ronaldo să fi marcat primul său hat-trick tot împotriva celor de la Newcastle și tot la vârsta de 23 de ani. Hazard i-a făcut unei femei în vârstă de 79 de ani cadou un tricou semnat însuși de el. Când a primit acest cadou, femeia a izbucnit în lacrimi și i-a mulțumit printr-un mesaj video fotbalistului. Eden a fost primul jucător străin care a câștigat în Franța premiul de cel mai bun jucător al sezonului. Echipa franceză Lille a câștigat titlul în sezonul 2010-2011 mulțumit acestuia. Eden Hazard și-a petrecut cariera de juniorat în Franța, fapt ce îi permisese să devină cetățean francez. Federația franceză a insistat ca acesta să joace pentru echipa lor națională, dar Eden a ales să joace pentru țara sa natală, Belgia. Familia lui Eden locuiește la doar 3 metri de un stadion de fotbal din Belgia. Eden și frații săi și-au petrecut pe acel teren multe ore antrenându-se. Hazard a fost admirat de eroul copilăriei sale, Zinedine Zidane. Zinedine a spus despre Hazard că are cea mai rară și cea mai importantă calitate din fotbal, inteligența. Eden este fan înrăit NBA și este susținător a celor de la New York Knicks. Jucătorul său favorit este Carmelo Anthony, deși poate părea surprinzător, Eden Hazard nu a participat niciodată la un meci de NBA în America. Cam atât pentru acest episod, sper că v-a plăcut. Ca de obicei, la final de clip, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share și să vă abonați. Eu am fost Runner și până data viitoare v-am salutat. Ciao, ciao!